Teatru radiofonic serial. Tulnicele Iancului, de Dominic Stanca. Dramatizare radiofonică de Sorana Coroamă Stanca. Seria a doua. Cireș pentru Iancu. Anul 1848. Roata istoriei continuă să treacă grea și nemiloasă peste sufletele și trupurile moților. În jurul tânărului tribun de 24 de ani, Avram Iancu, se adună mii de țărani iubagi, constituindu-se într-o puternică armată populară. Lor, lăncierilor săi, ca și celorlalți care l-au ascultat nu odată, fermecați parcă de vorba sa înflăcărată și înțeleaptă în același timp, le spuseze acesta că este nepotul lui Horia. Iancu avea conștiința clară că este continuatorul luptătorilor de la 1784. Chemarea lui Horia se aude tot mai puternic. Munțile sună de ecoul ei, moții se adună, oastea crește în jurul lui Iancu. Coastele nu mai retează acum iarba fragilă, ele apără pământul. Astfel începe mare epopee a luptelor eroice din munții Apuseni împotriva încercărilor armatelor nemeșinii maghiare de a pătrunde pe pământul lor, stropit de veacuri, de sudoarea și sângele lor, cei mai vechi locuitori acestor meleaguri, moștenite de la strămoșilor din antichitate, dacii și romanii, de la strămoșilor din zorii Evului Mediu, românii, făuritorii primelor formațiuni statale pe pământul Transilvaniei. Ce cioplești tu acolo, omule? E vremea armelor, bade Dionisie. Da, da. Piciorul din Vidra pune țara la cale. O ținut sfat cu băieșii, ori pornit bătălia. Târgu foiește ca un stup în călduri. De cu sară s-au îmbulzit toți, sosind de prin sate. Au venit și băieșii din Lupșa. Da, da, și buciumanii, și cei de la Zlatna. Acum, bade Dionisie, eu nu mai cioplesc fluiere nici șubere. Dracu, cine le mai ciopli? Dar tu ce cioplești? Sapina, bade Dionisie. Apoi eu mi-ascult coasa. Mi-amintesc de chemarea lui Horea. Tot vârtejul acela de atunci. Mistuit ca vârtejul de fum. Cine-o mințit? Împăratul. Dar acum cine minte? Tot împăratul. Că tot așa zice și Iancu. Să nu mai fim robi, ci stăpâni. Împăratul ne dă slobozenie, dar nu ne-o lasă domnii din Cluj. Ei, domnii cad în picioare ca mâța. Dar poate odată și odată și-o rupe și ei oasele. Și moțul tot așa umblă prin țară. Cu viața în mână, potigniți amândoi în vârtoape. Sau rămâne să taie aurul în piatră, mut ca piatra, sur ca viața, orb ca hârciogul. Acum, gata, alte-s vremurile. Eu unul plec la Iancu. Acum s-au coborât munții aici la Câmpeni. Se iscă din nou vâlvătaia. Frumoasă li va dai, bade Dionisie. Are 33 de cireși. Bătrâni aproape ca mine. Dar au rod nesecat în fiecare an. I-am sădit, i-am altoit, i-am îngrijit. Și când mă uit la ei, chiar dacă nu sunt pârgă, mă uit ca la minunea săvârșită de inima omului. Că inima omului, dacă nu poate ea să așeze lumea cum trebuie, poate să rostuiască trainic o livadă de pomi. Dreptatea și hazna le-a uitat Dumnezeu. Dar de cireșii mei n-au uitat niciodată și le-au dat totdeauna rod bun. Cireșe ultoane și din alea cu carne vârtoasă. Feciorul, nora și pruncii le culeg în desagă și le duc să le vândă la Turda. S-au întors întotdeauna cu bani și sare. Apă, dacă iarna nu se întoarce cu gheață, anul ăsta cireșele se coc mai devreme. Nepoții s-or duce iarăși cu straițele pline la Turda și s-or întoarce cu sare, ba poate chiar cu făină albă ca laptele, ca făina de anul trecut de la Blaj. Ba nu, cu făina e mai greu. Vin vești tot mai rele.
La Iclan pe câmpie, la Iclanzel și la Daia au fost împușcați câte 9 iobagi pentru că au cerut mai multă făină. Apoi la Bogata pe Mureș, pălmașii l-au scuipat pe Solgăbirău un obraz și pentru un singur scuipat lucrează acum la Ogna de Sare 100 de țărani din Bogata. La Sân Martin or pus foc la bucate și cei din Sân Crai, din Ciumbruș, Lopadea n-or vrea stoamnă să semene câmpul. Da, mulțumindu-mi tale, bade, pentru lemnul care ni l-ai dăruit. Ziua bună! Ziua bună! Apoi umbla sănătoși! Moșule! Moșule! Mă duc în oasea lui Iancu. Aceia doi care au plecat, au spus că ei cioplesc arme pentru Iancu. Se duc ei, moșule, mă duc și eu. Așteaptă-mă să-ți crească mustața. Aha, până-mi crește-i târziu. Înainte, picior! Stai, mă, stai aici, ovănel, să culegem cireșele. Peste o lună se coc și le duce la Turda. O, le culege mama și sormea Fira și frate mi-o mic. Și la Turda nu cred că s-o duce, că la Turda mergem noi, moștenii lui Iancu. Să-i dăm foc. Coasa asta-i sabia mea. Bă, frate meu, tata te ia dacă vrea eu. Eu nu te iau că mă oprește mama. Nu rămâne acasă nici morți, să rămână al mai mic el. Eu? Da, el. Sabia mea de trei coți, care taie domnitor. Da, acasă ajunge unul. Ioane, ce tot vorbește copilul? Se duce și el în răzbel? Ne duce în tăstrii. Băi, măi, iar s-a prinde pământul. Ioane, stați să vă pui merindea în sac. Ilina, îl lași pe la mic? Păi nu-i vrednic de oase, e necopt. Acum nu mai am ce să-i fac, îi flăcău. Din țafina asta îmi fac suliță. Facem săbii și lânci. Or să fie trei locări pe Areșa lui Iancu, pe Ampoia lui Sever și a lui Buteanu pe Criș. Avem și ceva puși, numai tunuri n-avem. Capitanul Șul zicea să facem tunuri din lemn de cireș. Din lemn de cireș? E. Yeah. Am tăcut, nu le-am spus, ca să nu ne taie livada. S-or mai găsă destul cireș în livezile grofilor. Alem le dăm. Nu din cireșul dumitale, moșule. Om avea noi și tunuri. Cremene și pulbere au băieți și destulă. Nu ori mai spargege piatra cu ele ca să cate aur pentru grofi. Găsăm noi alt aur mai de preț altunde. Numai să știm țânții unde trebuie. Vine oasea lui Iancu și pune rând peste tot. Mă Ioane, mă Nicolai, mă Iovânel, atât am și tot ce am vouă vă las. Păi de-mi taie cireșii. Ce vindem la vară? No. Ce ducem la Turda? Ce mâncăm la iarna ailaltă? Tată, vreau eu să mănânc cireșii, mă lași anul ăsta. 33 de cireși. Ce vindem la blaj, da, măticior? Da, da, tată! Eu bolânzut pe tot domnișorul din Vidra. Atunci mai de mult ori bătut faurii săbi și sulițe pentru oaste întreagă. Of, tată! Dar când au venit cătanele cu puși și cu tunuri, n-or mai poți pune socotelile lor. L-or zdrobit și pe Horia cătanele și pe părinții noștri i-or zdrobit. Na, ce zici, tată? Domneau tunuri, Ioane! Au, n-ar mai avea soarele lor. Și noi? Noi ce? Cireșii mei sunt tunuri, Ioane! Tată, murim de foame. 33 de cireși, 33 de tunuri. Cireșii nu-i dau, tată, nu-i dau. Mă, nepoți, Iovanel și tu, Nicolai, aduce joacuri din pod. Așa, mă, tată! Auzitați, mă, picioare! Cireșii mei care își răsfire brațele unii spre alții. Ajutați-mă, băi picioare! O venit și vremea noastră! Îmi pare rău, Ilină, ar o venit și vremea cireșilor noștri. Thank you.
mână cai, dai, Șandore! Auzi! Nu-i să pască mai jos, lângă râu! Hai, hai, Șandore, ai surzit? Eu nu plec, vreau să mă și eu! Dai drumul să ne încurci! Poviță! Dragul meu, lumina mea, ai fost un falnic și am uitor înălțat sus. Mai sus de noi toți. Te ridicăm și pe tine lângă el dacă nu taci. Uite! Bădiță! Gura! Ridicat în slavă, dar ei nu știu ce-or făcut. Ei cred că ai murit. N-ai murit, bădiță. N-ai murit. Gura, n-auzi! Aiana, lasă-mă, Nana, Paraschie. Nu mai pot, împleznește inima. Nana, Nana, ce-or făcut, Nana? Peste oriunde eram cu nonați, eram la casa noastră, bădiță! Ana, Ana, amu, trebuie să avem mintea trează, nu să bocim. O să bocim mai târziu, destul. Dumneata, inima de piatră, Anastasia. Nu, tonta de asta, că nu e piatră. Oruncă de la domnul baron. Cine îngroapă stârburile, se pedepsește cu spânzurătoarea. Poruncă de la domnul baron. I-au prăpădit cu zarii, săracii noștri, săracii noștri. Doamne, cum îi rabdă pământul pe câini ăștia. De fiecare măr al domnului baron spânzură câte un valah. Dacă o vrut să fugă la rezbel. Taci, Șandore. Vezi de caii tăi, că și pe tine te-or bătut destul, domnul baron, că ești cepeleag și nătâng, nețeag. Nu mă bate, eu îi păzesc hergheria, eu stau cu minte, cu minte cum stau ăștia din copaci, cu minți și la rând, câte unul la rând. Bărbate, bărbate, nici să te îngrop, nu mă lasă câinii ăștia. Că nu-s oameni. De aceea i-or spânzurat, om veze, să fie pildă pentru cine s-o mai gândi altădată să urce în munte, în ostea lui Iancu. Dacă domnul baron nu prindea de veste că oamenii pleacă și husarii nu răzbeau să-i ajungă, acum oamenii noștri ar fi sub porunca lui Iancu și în locul lor eu și tu, Firo, și tu, Suzano, și tu, Nastasio, și toate celelalte femei s-ar legăna printre flori în locul lor. Feciorii mei ori scăpat. Dacă îi prind și pe ei, ce mă fac? Ce putem face noi? Taci, Ana, taci! Trebuie să facem ceva. Dacă Iancu ar ști ce se întâmplă, s-ar pogorâ până aici. Și chiar dacă morți, să nu mai poți să învie, pot vii să moară de sabia lui. Și domnul baron, și husarii, și cine i-o fi spus pe oameni că pleacă? Ana, Ana, ține-l tu de vorbă pe Șandor Rândașu, până sar eu în spatele unui cal. Dacă am noroc să nu mă vadă Rândașul. Dai de necaz, mie-mi vine să urlu, nu să fac ochi dulci lui Șandor Beteagu. Iar dumneata o să dai de necaz, Nastasio. Cum-i-o fi norocul? Și dacă n-am și mă prinde, mai puțin noroc decât bărbatul meu tânăr aș putea să am. Tu, Ana, înghite-ți lacrimile, mușcă-ți limba și râzi. Râzi. Tu de acolo și ține-l de vorbă. Eu mă târăs spre râu unde cai, domn, ești pasc slobos. Prinde-l de gât pe Șandor și spune o vorbă de șagă. Hai, 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 Ana, du-te! Șandore! Hei! Vin să spun ceva! Ia-i, tu ești, Ana, nu, hai, stai că vin! Stai, nu, stai tu, nu fugi așa! Stai tu că mă lovești pe gut! Stai, unde te duci? Stai tu că vreau să zic ceva! Hai, șoncând, șoncând, șoncând! Nu, 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 pușcă la mine! Iai, Nastasie! Nastasie, o fura carul domnului baron! Mama ei e pungășaică! Omor! Iai, tu ai, domnie, pe mine mă schirudește, domnul baron! O furat carul! Iai! Mă omor, domnul baron! Thank you.
știe ea încă o dată că dacă știe să pogoară în sat și pune rând peste tot. Hai, da, hai, hai, șargule, hai! Hai, urcă, hai, da, hai! Dar voi cine sunteți? Iar niște femei! Tu hai, cine ești? Hai cu noi! Unde? Ce-i cu tine, șargule, nu ți-i la greu? Te-ai învățat la ușor. Dar calul tău ce are? Asta. Se potichnește, nu mai poate urca și-i tot numai o spumă. Nu vezi că ăsta nu-i căluț de-al nostru? Ai, grabă, cal, baronez. A, pe aici nu-i de tine fluturaș de câmpie. Vin și eu! Porniți-vă înainte, că vă ajung eu din urmă. Și pe jos, și tot vă ajung. Ce om vezi popoteca din vale de sub noi? Palagia. O vezi pe Palagia? Aceea de acolo. Așa, așa, o văd, o văd. Palagia ne-o spune că e gata. Așa. Și noi o duriga bolovane pe ei. Fă ca și noi. Gata. Te pricepi? Mă pricep. Hai, hai. De unde ai vind? Din Hăjdat. Da, satului din vale de umbrii de păduri și li vezi cum îi zice? Mărișel. Mărișel, așa, așa. Ha. Și în satul meu sunt păduri și li vezi. Da. Acudemerii noștri spânzură hoituri de oameni. Mă gândesc la Simeon, bărbatul meu, că e tare cald azi și el zace acolo în ștreang. Putrăzește și n-are cine să-l îngrope, nici pe el și nici pe el alți. E sufletul tău, femeie. Dar ce s-a întâmplat la voi? Păi ce se întâmplă tătă țară? Ea însătura de sărăcie, de bătăi și de vorbe strâmbe. De reptatea trebuie să ne facem singuri. Nici școală n-avem, nici legile alea multe nu le știm. Dar l-avem pe Iancu al nostru și oamenii-s gata să-l urmeze. Tot n-am vreau să plece la el când ori prinzi de veste stăpânirea și i-o spânzura pătăți pe care o apucat să-i prindă și să-i lege. Ce? Vin! Cine? Vin gătanele negre! Vină negri în drumul cu straile lor negre, tolnicați! S-auză și ceata noastră de dincolo. Da unde sunt alelalte muieri? Sunt ascunse acolo după stânci. Uitați-vă, uitați-vă jos pe vale. Vin slugile stăpânirii negre ca sufletul lor. Tunicați-vă tare, spre pături. Le tăiem drumul, închidem valea acum. Ce spânzura cu o cătană. Pentru omul meu, pentru Ion Finișel și pentru toți. Na, na. Și altul, și altul. Deci un bolovan pentru fiecare. Vă îngropăm sub bolovani, că voi nu ne-ați lăsat să îngropăm pe morții noștri care ori muri de mâna voastră. Vă îngropăm pe tăți, mă. Auziți-mă, pătați-mă, îngropă! Ce să-i spun lui Iancu. Și de bine și de rău. Vreau un cal de husar, că mai am încă drum de făcut și-a mea o crăbat. Pe ăsta-l eu. Îmi trebuie un cal vânjos și iuche. Dar ce ai tu cu Iancu? Am o vorbă să-i spun din sat de la noi, de la 25 de bărbați spânzurați. Unde-l găsesc, nană, Palaghie, pe Iancu al nostru? A băi, nu-i departe. Dacă treci de izbuc, dai de-o stână. Așa. Și dacă tot te duci până acolo, du-i și veriga aia asta de aur de pe degetul domnului capitan, să știe și Măria Saiancu,
pe cine am tocat. Așa, așa, nana Palagiu. Dar nu te duce fără armă la tine. Ia-i și pistolul, tu nu mai are haznă de el. Și zi că Palagia Roșu te-a trimis. No, bine, bine, mă duc. Oare ce fel de om o fi Iancu, ha? Zic unii că parcă-i pasăre mare și alții zic că-i om. Eu gândesc că e și pasăre mare, e și om. După cum stă față de față cu unii, ori după cum stă cu alții. Mergi cu bine, femeie, și de-l întâlnești pe Iancu nostru. Spune-i că tătă nădejdea noastră la el ne este. Să ne aducă dreptatea el și moții noștri. Așa-i spun, nana. Domn, așa-i spun. Vii, calule, vii. Gândit ai tu, cal de husar, că în loc de un tist cu șinoare și cizme, mi-ai duce în spate pe mine o rondă și o desculță. A, păi ia că așa se învârte lumea, dar la mine nu s-ar învârti și-ar fi tăți oameni, oameni. No, stai, șez locul acum. Ah, da, bună e apa noastră. De departe vii, femeie? Poftă bună. Dați-mi și mie să-mi buc oarece. N-avem ce, de-abia avem pentru noi. Bă, hai că ți-om da. No, muiere cu armă la brâu. Ce lipsai tu de pistol? Dai la mine, nu zău. Da, băi, nu, mi lipsă și mie. Vin de pe grohot. I-am rupt pe honvez. Nu vedeți, atât au mai rămas din căpetenia lor. Un inel de aur. Îl duc lui Iancu să știe. Eu i-am dubit căpățâna. Ce zici că ai făcut, că ți-a adevărat? Ia! 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 Simioate! Nu știu! Nu știu! Nu știu! Nu! Mor, ajutor! Ajutor! Ăsta l-am scăpat. Dar pe celălalt l-am miluit drept în moalele capului. Auzi, femeie, scol, scol-o că-l plecat. Femeie, femeie, mă auzi? Îl a luat-o la gon și ăsta de jos nu mai mișcă. Ce-i cu cine Anastasie? Eu-s Nicolae lui Ion, ficiorul bătrânului Dionisie. Nu m-ai cunoscut dintr-un început. N-ai putut să taci, gură re. Erau convezi amândoi în strai de cioban. M-o să găsă-l trec munță, la jirău. Și-i mâna, mi-i tăt mâna mâncoace. Doră, doră, îmi ziceam, dau ei de dracu. De ce ți-am spus să nu stai? Când avem ce-ți da de mâncare, muiere proastă ce-ai fost. Ești unii de rău? De ce nu-mi răspuns? Nana Anastasie, am ce mai și cu noi. Stai, omule! Stai, omule! Stai, ce duci? Ce stai? Dar ce s-a întâmplat? Ajută-mă să o duc pe femeia asta până la căruța lumii tale. Femeia e moartă, nu vezi? Asta să e. Ce-or omorât? Ce-or omorât? Or tăiat-o convezi. Când calul dumii tale bage. De seamă calul de la căruța. Nu, va pe dracu să-l dau. Vezi pistolul? Mi-l dai? Și eu cum să merg? Da, păi tragi la căruță, că tot la vale te duci. Dar eu la deal. Și-s grăbit. Ți-l aduc înapoi. Mă jur că ți-l aduc. Cine ești? Ilisi. Morarul din Măguri. Pe mine mă cheamă Nicolae al lui Ion. Da? Sau lui Ilina. Nepotul bătrânului Dionisie, cel cu livada de cireș pe care o tăia tu ca să facă tunuri. Ce ai în mână? Ce-ți clipești așa? Inelul pe care femeia asta trebuia să-i ducă lui Iancu. Amu, îl duc eu. Astea sunt ale noastre. Ești tunurile lui Iancu a nostru. Răspunurile de cireșa lui Iancu. Nana Anastasie, coboară el Iancu.
Coboară-i dreptatea din munți la vale și-l taie pe domnul baron. Eu mă fac tunar la tuturile noastre de cireș, nană! Nană, Nastasie! Ați ascultat seria a doua, Cireș pentru Iancu, din serialul radiofonic Tulnicele Iancului, de Dominic Stanca. Dramatizare radiofonică de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Radu Beligan, artist al poporului. Nastasia, Dorina Lazar. Dionisie, Cornel Gârbea. Ana, Dana Dogaru. Șandor, George Voicu. Palaghia Roșu, Maria Chira. Iovanel, Eugen Racoții. Mihai, Mihai din Vale. Ștefan, Dinu Manolache. Susana, Eugenia Bosânceanu. Ilnia, Julieta Söni. În alte roluri: Ica Matache, Andrei Codarcea, Sergiu Demetriad, Jean Reder, Valentina Livinț, Violeta Verbiuc, Ion Hidișan, Florin Călinescu, George Marcu, Eugen Cristian, Nicolae Crișu, Constantin Botez, Cristian Molfeta, Cătălin Munteanu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu și George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică, Sorana Coroamă Stanca.